Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Iată, ne de nou în... Pe ori la treabă, clasa a patra, Ramona și Ștefania așteaptă nerăbdătoare să începem lecția. Ștefania, pornim repede la treabă, dictează problema care ai pentru noi acasă, de făcut la temă. Da? Petrica pleacă la școală. Pasul lui are 45 cm și după... Deci, 45 centimetri are pasul, da? Da. Și după 1000 de pași. Așa. Merge 1000 de pași, da. Ajunge la școală. Tata a observat că băiatul... Ajunge, da? După 1000 de pași? 1000 de pași ajunge la școală. Ajunge la școală. Da. Tata a observat că băiatul și-a uitat penarul acasă. Și s-a gândit să îl aducă. Câți pași face tata până la școală dacă pasul lui are un metru? Aha, tata, puncte, puncte, pasul de un metru. Da? Câți pași face, da? Da. Câți pași face tata? Câți? Până la școală. Pași face... Da. Gata. Să o gândim cât o facem? Singur o facem. Asta e prima problemă. Deci când ne apucăm de o problemă și citim o problemă, trebuie să fim convinși că o facem. Este starea de spirit pe care trebuie să o ai, de învingător. Chit că nu știi problema. Nici nu știu conținutul. Dar acum am aflat și conținutul, sigur o fac. Și încep să gândesc. Atenție, mă. De ce îmi dă autorul că un pas are 45 de centimetri? Și câți pași face așa? Câți pași de astea face? 1000. 1000. Dar ce vrea să spună dacă face 1000 de pași? 1045. Asta, că poți să știu cât, care e distanța. Voi afla distanța până unde? Până la școală. Până la da? Școală. Deci, 45 centimetri ori 1000, da? 45 de centimetri ori 1000. Egal cu 45.000. Egal cu 45.000 centimetri. Da? 45.000 centimetri. Fără, nu? Da. Și acum centimetru se transformă în decimetru și pe unul decimetru în metru. Cum vine asta? Cum cresc și descresc unitățile de măsură? Din cât în cât? Un metru cât? 10. Din 10 în 10. Foarte bine. Deci, acum, centimetri ca să mă duc în decimetri, trebuie să tai un zero, nu? Da. Deci egal cu 4, 5, 0, 0. Adică deci, 4500. Da, decimetri. Și egal mai departe, mai viu încă o dată, tai încă un zero și va însemna 450 metri. Da. Deci, practic, până la școală sunt... face tata. Și acum aflăm câți pași face tata. Că dacă tata face un singur metru la pas, câți pași va face tata? 450. Nu, câți pași? Dacă tata, deci asta are cât așa toată? Are 450 de metri, da? 450 de metri, distanța asta. Și tata face un metru, iar un metru, iar un metru. Câți pași va face tata? 450. Sigur că da! Tata face 450 de pași. Deci 450 împărțit la 1, că e un metru, eram cu 450 pași. Dar dacă am fi spus, termină problema. Da. Foarte simplu. Nu? Dar dacă tata ar fi spus așa. Nu. Să ne închipuim că s-ar fi dus, se ducă penarul, un frățior mai mic. Și că ar fi făcut un pas de 50 de centimetri.
Deci, nu tata care are pasul mai mare, ci frățiorul care are pasul la, de câte am spus eu, de 50 de centimetri. Oare câți pași ar fi făcut frățiorul mai mic până la școală? Câți pași, câți metri trebuia să facă? 450 de metri, da? Da. Și facem 50 ori 1000. Nu, că știm distanța. A. Ramona, știm distanța. Eu acum întreb așa, dacă frățiorul mai mic face jumătate de metru la pas, că 50 de centimetri înseamnă jumătate de metru. Adică pentru un singur metru, câți pași trebuie să facă? 450 împărțit la 5. Nu te grăbi, nu te grăbi. Atenție, pentru un singur, tata făcea un pas de un metru. Dar frățiorul mai mic face pasul de jumătate de metru. Câți pași pentru un singur metru trebuie să facă frățiorul? Păi uite, pentru că ăsta e dacă e metru, dacă este un singur metru pe care îl făcea tata, dacă el face mai de 50, câți pași face? 2 pași. 450 ori 2. Asta era. Deci la fiecare metru el face 2 pași. Iar la următorul pas, metru, iar 2 pași. Și așa mai departe, numărul pașilor mai mare, că el e mai, nu, are pasul mai mic. Și atunci se dublează numărul pașilor. Deci frățiorul mai mic, am compus noi o problemă. Da? Frățiorul mai mic, ia scriu așa, dacă ar fi ajuns la școală frățiorul mai mic, dacă ar fi ajuns la școală frățiorul mai mic, care are lungimea pasului de 50 de centimetri, aflați câți pași va face frățiorul mai mic. Păi, normal, ar fi frățior mai mare, pentru că Petrica face 45 și celălalt 50. Ce mi-ai făcut? Ai observat foarte bine. Nu frățiorul mai mic. Da. Frățiorul tot mai mare, că e mai mare încă în pas. Da, foarte bine zis. Deci frățiorul mai mare are lungimea mai mare decât a frățiorului care se duce la școala lui Petrică. Perfect, ai observat. Oricum, important este că zice 450 ori, cât am spus, ori? Ori doi, dar cu 900 pași. Atâția pași face cel mai mare, cum îi spui tu, adică frățiorul care eu am gândit mai mic față mai de tata. Da, la pas, da? Dar să înțelegi că fiind copilul tata, e sigur mai mic, nu? Da. Da. Asta am greșit eu, scuze că nu am fost atent, tu ai sesizat nuanța și m-ai taxat, nu m-ai lăsat deloc. Bravo! Asta înseamnă. Bun. Mai este vreo întrebare acolo? Numai atât a fost, nu? Atât. Dar hai să vedem care a fost secretul aici. Păi a fost că... A trebuit să aflăm care e toată distanța. Da, pe care o face Petrica, știind că un pas e de 45 cm și că face 1000 de pași, am aflat toată distanța de la el până la școală. Și pe urmă? Am aflat pașii tatălui. Fiindcă eu metru la fiecare pas, înseamnă că am găsit repede numărul pașilor. Cu frățiorul a fost mai interesant, că trebuie să dublăm, nu? Cu cât se micșorează pasul, pe atât crește numărul de pași. Dacă pasul e mai mic, numărul de pași va fi mai mare la cei 45, da? 450 de metri. Sigur că da. Corect am evident problema. Ștergem tabla, mergem la altă problemă. Tu nu mai ai nicio problemă? Nu. Dar citește-mă o problemă, că mai fac o problemă de acolo. Da, două, pe treia. Și nu mă duc și la Ramona. Bine? Da. Hai să vedem. Doi turiști pleacă unul spre celălalt.
în același timp din două orașe diferite. Deci, de la A la B. Da? Și unul pleacă acolo, de la A spre B și celălalt de la B spre A. Bun. Primul are o viteză de 4 km pe oră. La oră. 4 km la oră. Deci, cum să numim noi? Un turist, să zic, nu? Turist? Doi turiști. Unul spre celălalt. Turistul 1, T1. Deci T1, care pleacă din A, cu o viteză de 4 km. Are viteza de 1 egală cu 4 km pe oră. Pe oră. Pe oră, da? 4 km pe oră. Da. Iar al doilea merge cu 100 pe 100 metri pe minut. Deci al doilea, turistul al doilea merge cu 100. Are viteza V2 egal cu 100. Cum adică viteza V2? Viteza a doua, adică viteza celui de-al doilea turist. A. Da? Viteza 1 a primului turist. Dacă vreți spune VT1, viteza primului turist și VT2 da. Mai bine, dacă nu? Da. VT2, turistul al doilea. 100 metri. Da. Pe minut. Pe minut. 100 de metri pe minut. Câți kilometri are distanța dintre cele două orașe dacă cei doi turiști se întâlnesc după 3 ore? He, ce frumoasă problemă! Deci, ăsta merge 3 ore și ăsta tot 3 ore, da? Dar fiindcă sunt viteze diferite, da, nu vor face același spațiu. Nu? Nu vor face aceeași distanță. Că unul merge mai repede, nu știm deocamdată care merge mai repede. Probabil că ar trebui să mergem cu ce unitate de măsură. Că unul merge cu metri pe minut și altul merge cu kilometri pe oră. Cu metri. Cu metri ați vrea? Bun. Hai să mergem cu metri. Metri, dacă ne ducem cu unitate de măsură metri pe oră, ne gândim, câți metri are un kilometru? Câți metri are un kilometru? Hai să analizăm. Ați mers cu mașina, nu? Și ați văzut bornele kilometrice care stau. Și de la o bornă la alta avem un kilometru. Da? Metru este aici. Metru. Decimetru, sunt multiple, da? Decimetru, centimetru și milimetru. Da. Așa? Sunt multiple metrului. Da. Deci, metru, decimetru, centimetru, milimetru. Care sunt multiple acum, deasupra? Decametru. Decametru, dam. Dam. Da. Kilometru. Hectometru. Ah. Hectometru, deci decametru, hectometru, hectometru și kilometru. Kilometru, deci unitatea de măsură a lungimii este metru. Da. Multipli sunt decametru, hectometru, kilometru. Adică 10 metri fac un decametru, 100 de metri fac un hectometru și 1000 de metri egal un kilometru. Deci să zicem și noi, 1000 metri egal un kilometru. 1000 de metri egal cu un kilometru. Apoi, 100 hectometri egal cu, nu 100 hectometri, 100 metri, 100 metri egal cu un hectometru. Și 10 metri egal cu un decametru. Da. Acum, întrebarea. 4 km, câți metri v-am doar însemnat? 4.000. Că un singur kilometru, Ștefania, înseamnă, un singur kilometru înseamnă 1.000, iar 4 km vor fi 4.000 de metri. Metri. 4.000 de metri. Ei, hai să ne gândim acum să transformăm
ora în minute. O oră câte minute are? 60. 60. Deci, la viteza asta de 4 km pe oră, înseamnă 4.000 de metri supra câte minute am spus că are? 60. 60 minute. Minute, da? 0 cu 0. Împărțim fracția printr-un 10. Da. Da? Adică, vedeți cum se mulțește un număr, o fracție. Uitați-vă așa. Dacă sunt 2 pe 3, fracția 2 pe 3, putem să amplificăm și numărătorul și numitorul cu un număr sau putem să simplificăm. Adică, dacă amplificăm cu 2 și sus și jos, este egală cu 4 pe 6. Da. Sau dacă mulțim cu 3, va fi egală cu 2 ori 3, 6 pe 9. Și dacă mulțim cu 10, va fi 20 pe 30. Da? Așa se mulțește o fracție cu un număr. Și numărătorul și numitorul. Și tot așa se împarte. Dacă împărțim fracția 20 pe 30 cu 10, deci împărțim și numărătorul și numitorul la 10, 20 împărțit la 10 face cât? 2. Și 30 împărțit la 10 egal cu 3. Așa că o să ne întoarcem aici și o să zicem egal mai departe cu... Vedeți? 4.000, să scriu, 4.000 metri supra 60 minute egal cu... Împărțim fracția asta și numărătorul și numitorul prin 10. 4.000 împărțit la 10, cât fac? 400. Cât înseamnă că un 0 dispare. Iar 60 împărțit la 10? 6. Deci va fi egal cu 400. Scrie, da? 400 supra 6. 400 supra 6. Ce înseamnă 400 supra 6? Înseamnă metri supra minute, da? Minute. Și egal cu. Ia să vedem să mai poate împărți prin ceva fracția asta, să nu mai putea bunare printr-un 2, s-ar putea încă simplifica? Prin 2, că 400 se împarte la 2. Deci face cât? 200 metri. Da. Supra? 3 metri. 3 metri. 3 minute, da. Și am ajuns să avem ambele viteze în aceeași unitate de măsură. Metri pe minut. E viteza la al doilea și kilometri pe, oră e transformată în metri pe minut. Da? Deci vorbim de aceeași unitate de măsură. Zicem acum. Zicem așa. VT1, viteza cui? Viteza primului turist. Este egal cu 200 supra 3 metri pe minut. Așa scrie în oră. Metri pe minut. Da? Sau nu scrie metri supra minut, se scrie și așa. Metri pe minut. Da? Este o formă de scriere acceptată în fizică. Și viteza celui de-al doilea turist este egală cu 100 din metri pe minut. Întrebarea mea, care credeți că este viteza mai mare? Al primului sau al celui de-al doilea? Al primului. La primul, da? Cât îl face 200 împărțit la 3, cam aproximativ? 20 în 3... 3 în 20... 66 cât ar fi de foarte multe ori. Deci, 66. Față de 100, care e mai mare? 100. Deci al doilea mai iute. Deci al doilea are o viteză mai mare. Da. Și al treilea are o viteză mai mică, da? Deci să spunem și noi că 100 de metri pe minut este mai mare decât 200. Știți că asta e simbolul, nu mai mare? Da. Da? E mai mare decât 200 supra 3 metri pe minut. 100 metri pe minut e mai mare decât 200 pe 3 metri pe minut. Și cât merg ei?
Când merge primul, când merge și al doilea, fiecare, unul spre celălalt? Da. Cât spune problema când merge? Dacă cei doi turiști se întâlnesc după 3 ore. Așa, 3 ore. Dacă știi că într-un singur minut fac 100 de metri, în 3 ore cum mă afla cât fac? Face primul mână. 1003. 100? 103. 100? 60. 60, că-s 3 ore. 60 ori 3. 3, trebuie să facem 60 ori 3, că lucrăm cu minute, da? Da. Deci trebuie să facem așa, 60. 60. 60 ai spus, da? Da, da. 60 înmulțit cu 3. Egal cu 180. Egal cu 180 minute. Da? Ei merg fiecare 180 de minute. Și știind că într-un singur minut primul, într-un singur minut primul face 200 pe 3 metri, ca să vedem cât face 3 ore? În 180 de minute? 100 ori 180. Deci ăsta era al doilea. Dar la primul 200 pe 3 ori, ori 180. Deci, să zicem așa, distanța D1 pe care o face DT1, distanța pe care o parcurge primul turist, DT1, distanța DT1, este egală cu cine? Cu viteza de 200 pe 3, 200 supra 3 metri pe minut, ori 180 minute. Ori 180 minute. Și minutele se termină cu ele, se simplifică, spunem, și ne rămâne 200 pe 3 ori 180. Ia să vedem cât face 200 supra 3 ori 180 egal cu. Trebuie să mulțim pe 200 cu 180 și până să împărțim la 3. Nu așa ar face. Deci egal mai departe cu 200, așa trebuie să înțelege, 200 ori 180 și împărțim pe urmă la 3. Și cât face? Ia să vedem cine, cum mulțim. Cine reușește să mulțesc cu 180 ori 200? 180 ori 200. Cine este gata? 36.000. Că ai zis așa, 2 ori 18, da? 2 ori 18 fac 36 și aveai deja 2 zeruri și mai vin tu încă 0 și zicem 36.000 împărțit la 3. Și cât fac 36.000 împărțit la 3? 36.000 împărțit la 3. Egal cu 12.000. 12.000 egal cu 12.000 metri. Și 12.000 metri în kilometri cât ar însemna? Sigur că da. Că cât are un kilometru? 1000 de metri. Deci trebuie să... Dacă sunt 12.000, înseamnă 1000 înseamnă un kilometru, încă 1000 încă un kilometru, 12.000 înseamnă 12 kilometri. Deci, practic, trebuie să împărțim pe 12.000 la 1000 și facem 12 kilometri. Așadar, primul turist, parcurge 12 kilometri. În câte ore? În trei ore. Da, era așa de simplu de la început. Că dacă într-o oră faci 4 km,
Într-o oră, 4 km, în 3 ore, cât face? 12. 12 era simplu. Am muncit noi acolo, ne-am chinuit, am transformat în metri, pe minut. Dar tu nu ai putea să spun. Așa? Da. Ei, cel de-al doilea turist. Hai să vedem distanța pe care o parcurge. De 2. Distanța pe care o parcurge al doilea turist. 100 de metri. 100 de metri pe minut înmulțit cu câte minute? Cu câte minute avem? 180. 180, adică 3 ore. Da? 180 minute. Adică 3 ore. Minute, minute, scăpăm de minute și vine 100 ori 180. 180 ori 100. Da? Și dă 180 ori 100, adică încă 20, nu? Și de cât? 18.000. 18.000 metri. Dar 18.000 de metri... Înseamnă 18 km. Înseamnă 18 km. 18 km. În 3 ore. Ei, primul face... Cât ți-am spus că face? 12 km. Până se întâlnește cu celălalt, da? 12 km. Cel de-al doilea, până vine să întâlnește, face cât am spus? 18 km, da? Uitați, 18 face al doilea. Cât? Care e distanța între cele două? Distanța totală. 12 plus 8. Sigur că da. Distanța între A și B, între cele două orașe, este de 12 km plus 18 km și este egal cu 30 km. Da? 30 de km. Mai repetăm problema. Hai, repetăm o dată problema. Ce a spus autorul? Zice, fiți atenți. Doi turiști pleacă unul spre altul. Unul pleacă din A, altul pleacă din B. Unul spre altul se întâlnesc undeva pe drum după 3 ore. Primul are viteza de 4 km pe oră. Dacă merge 3 ore, era foarte simplu, zice 4 ori 12 km și era treaba rezolvată. Al doilea merge 100 de metri pe minut și foarte ușor puteam să facem așa. Dacă 100 de metri pe minut, fiindcă în 3 ore sunt 180 de minute, că o oră înseamnă 60, altă încă 60 și 60, deci fac 180, da? Înseamnă că 100, înmulțeam cu 180 și aflăm că fac 18.000. Iar 18.000 înseamnă 18 km. Deci problema a fost foarte simplă, atât a trebuit să facem. Dar ne-am complicat, hai să o spun pe cea dreaptă, cu transformările alea, cu nu știu ce. Deci trebuia să facem ce? 4 ori 3 pentru primul turist. Turistul 1. 4 ori 3 egal cu 12 km. Da? 4 ori 3 egal cu 12 km. Pentru turistul 2. Trebuia să spunem 100 ori 180 este egal cu 1800 metri, care înseamnă 18 km. Kilometri, da? 18 km. Și, pe urmă, 12 km plus 18 km este egal 30 de km. Atâta. Foarte simplu era. Dar uite că ne-am complicat. Deci, mai repetăm o dată problema să o înțelegem bine. Tot secretul, nu? Am mai spus-o și altă dată, tot secretul este să înțelegem problema clar, corect, până la capăt și să ne fie limpede. Numai dacă autorul ne întreba care din viteze e mai mare, prima sau a doua, n-am fi reușit să ne pronunțăm în condițiile astea și ar fi trebuit să transformăm cum am făcut-o. Adică să avem la fel metri pe minut și sus și jos. Deci toată munca noastră acolo a fost ca să ajungem la viteza de 200 pe 3 metri pe minut,
atât a primului, cât și cel de-al doilea. Al doilea este dat metri de mult. Și să comparăm pe cele două. Dar autorul nu e cel să comparăm. Am făcut noi în plus chestia asta. Am vrut să vedem, să comparăm între 200 pe 3 și 100 care e mai mare. Adică dacă nu împarți cu 200 la 3, fac 60 ceva, din 66 de metri și mai rămâne acolo în rest. Da? Din coace, 100 de metri pe minut, e clar că e mai mare 100 față de 66. În final, dintre cele două, am reușit să spunem care viteză mai mare. Iar când privește afara distanței pe rând al primului cât și al celui de-al doilea, ar fi fost foarte simplu 4 ori, 4 ori 3, cum am zis acolo, 12 km, și 100 ori 180, că sunt 180 de minute, fac 18.000 de metri, care înseamnă 18 km, și ca să aflăm toată distanța, le aflăm pe cele două. Simplu, nu? Ce am mai descoperit aici? Am descoperit că, încă o dată, e nevoie să înțelegem bine problema și, pe urmă, să ne apucăm de ea. La început pare foarte dificil. Pare, zici, băi, ce să fac? Nu știu. Dar când încep să gândești așa, ușor, ușor, merge problema foarte simplu. Hai să facem la tine și să vedem, dacă ne mai rămâne în timp, să facem și o altă problemă. Avem cartea lui Ștefania și avem timp, mai facem multe alte probleme. Ștefania, acum ne ocupăm de tema cui? Lui Ramona. Te rog, Ramona. Ne citești problema? Da. Știind că A egal cu 705 împărțit la 5, minus 800... A egal cu 700... 5 împărțit la 5. Da. Minus 834. Minus 834, da. Împărțit la 6. Împărțit la 6? 6, da. Și B egal cu 985 minus 85 împărțit la 5. Da. Așa. Calculează A B împărțit la A. Se calculăm, calculați, după știind asta, calculați. B 985 minus 85 împărțit la 5. 985? Minus 85 împărțit la 5. Minus 85 împărțit la 5, așa, da? Da. Nu-i pus în paranteză, nu-i nimic. Nu. Și calculați? B împărțit la A. B împărțit la A. Egal cu 5. Bine. Ai notat și tu? Da. Ștefania. Ștefania, hai să-i facem o surpriză, să-i facem la ești. Ramona. Deci amândoi ne concentrăm să facem exercițiu. A arată așa. Deci trebuie să vedem cine este A, să facem calcul. Da. Hai. Tu vorbești și lucrești și vorbești. Zicem A. Egal cu. Egal cu 705 împărțit la 5 minus 834 împărțit la 6, da? Da. Ce facem întâi? Împărțirea A. Facem și împărțirea la 6. Cel două împărțiri. Da. Și frumos. Facem scădere. Corect. Hai să vedem. 5 în 7. Merge o dată. 5 ori 1. 5. Rămâne un 2 rest. Și coborăm 5. Pe 0. 20. Da. 5 în 20. Aici merge de... 4 ori, nu? 4, de 4 ori, da. De 5. 4, 5, 20. 5 în 0 merge de 0 ori. 5 în 5 merge odată. De 7005 împărțit la 5 înseamnă 1401. Minus 834 împărțit la 6. Și zice? E 705, nu 7005. 705. Uah! 705 am greșit? Ma. Atunci cât vine? Ia să vedem, ne luăm, da? 5 în 7, o dată. Da.
5 ori 1, 5, rămân 2, 4, 4. Și 5 în 5, 141, 141, nu? Da. 141, corect, așa este. Minus 834 părți la 6, zicem, 6 în 8. Da, 6 în 8. O dată. O dată. 6 ori 1, 6, da, tragem linie, rămâne 2, nu? Da. 23. 6 în 23. Merge de... Cel mai apropiat este 18. Că 3 ori 6 fac 18. Da. Deci, 3 ori și rămâne... e 23 acolo, nu? 23 din 18 din 23, 5. Da. Și coborâm pe 4, 54. 6 în 54 egal cu? 8. Da? Și 8. 6 ori 8. E bine 6 ori 8? Nu e bine. Mm. Și 54, 6 ori cât fac 54? 6 ori 9. Da. Deci 9 ori, da? 139. Hai să facem și împărțirea, să o vedem încă o dată. Deci, Ștefania, 705. Am făcut mai mult mecanic, așa, fără să vedem. Împărți la 5, da? Și zicem, 5 în 7. 7 merge odată. Bă, da, 1, 5, 5. 20. 5 da. În 20 merge de 4 ori. 4 ori, 5, 20. 5 în 5 merge odată. 5 în 5? 5, 5. Așa. Perfect. Bine. E 834. Hai să facem 834. 834 împărțit la 6. Și zicem? 6 în 8 merge odată. 1, 6, 6. 8 minus 6 merge de 2. Nu, 8, 6, 8 minus 6, 2. 2. Coborâm pe 3. Da. 23. 6 în 23. Merge de 5 ori. Nu, nu mai trebuie de 5 ori. Ah. E mult. Da. 6, de 3 ori. E cel mai apropiat 18. Da. Da. Dacă ar fi 24, 6 ori 4, 24 și depășește pe 23. Ah, deci da. Nu merge de 4 ori, merge de 3 ori. Da? Deci 3 ori 6, 18. 8 din 13, 5. Nimic. Și coborăm pe 4. Da. 54. 6 în 54 merge de 9 ori. 9 ori, 6 în 54. Și calculăm. Bun. Și cam mai departe cu 141 minus 139. Zicem 9 din 11. 2. Da. Apoi. În 4 nu mai, la 4 nu mai rămas 4, ci ne-am împrumutat. A rămas 3. Și a rămas 3. 3 din 3, 0. Și 1 din 1, 0. Adică nu mai nu rămâne nimic. Da. Deci 2, atâta este. De la 141 până de la 139 la 141, doar 2. Bun. Deci au ei 2. Nu mi-a putut spune autorul că ai dat cu 2. Ne-a chinuit așa ca să vadă dacă știm noi să facem operațiile acelea, da? Hai să vedem pe B. B e dat cu Ștefania. Ce să facem? Mai întâi ce să facem? Așa. Să facem deoparte. 85 împărțit la 5. 85 împărțit la 5 este egal cu, te rog. 85 în 8 merge odată. Da, 1 ori 5, 5. 5. 8 minus 5, 2. 3. 3, da. 3. 3. Coborâm pe 5, 35. Și 5 în 35. De 7 ori. 7 ori, corect. 7 ori 5, 35. Nimic, nimic. Și 17 l-am găsit. Acum facem 985. 985 minus 17. 17 este egal cu? Egal cu 7 din 15. 7 din 5 nu se poate, dar din 15 se poate. Da. Ne-am împrumutat de la 8, da? Da. Și-a rămas 7 acolo. Am luat-o 10 și face 15, 7 din 15, 8, nu? 8, da. 1 din... Ne ducem la 10 acum. 1 din 7, că în loc de 8 era 7. Da. 7 minus 1 face 6. 6. Și 9, da? Da.
1968. Și acum avem ce de făcut? Să împărțim B-ul cu A-ul. Adică B la A, da? Da, deci, adică 968 să împărțim la 2. Să-ți la 2, egal cu 2 în 9. 2 în 9 merge de... Cel mai apropiat, 8-ul este. Da. 2 în 8 de 4 ori. 4 ori 2? 8. 8. Rămâne 1. 6, 2 în 16 merge de... 8, 8 ori, nu? 8 ori 2 face 16. Da. 16. Nimic, nimic. Coborâm pe 8. 8. Și 2 în 8? 2 în 8 merge de 4. 4 ori, mai mult. 4 ori 2 face 8, nu? Da. 4 ori 2 egal cu 8. Nimic. Și am 484. Deci am răspuns, Ramona, că B împărțit la A egal cu 484. Am făcut un... E bine sau am greșit ceva? E bine, așa mi-a dat și mie. Așa ți-a dat și ție, bravo. Bun. Hai să ne faci alte greșituri. Ce mai dai? Compune o problemă pentru rezolvarea căreia să folosești date. Erau 712 ceva. Da. De 9, s-au vândut în prima zi de 9 ori mai puține. Și în a doua zi s-au vândut cu 126 mai mult decât din prima zi. Așa. Și câte au, trebuie să spun câte au mai rămas. Băi, astea să ne facem și noi, să formulăm o problemă frumoasă cu asta. Deci cu ce numere să facem? Erau 612. În prima zi s-au vândut de 9 deci, ori mai puțin. Erau la început, da? Erau. Erau 612. Nu știu ce. O să vedem cu formulă. În prima zi s-au vândut de 9 ori mai puțin. Prima zi de 9 ori mai puțin. În a doua zi? În a doua zi cu 126 mai mult decât în prima zi. Adică? Prima zi plus 126. Da, din prima zi, hai să notăm cu ceva acolo, 1 sau prima zi, să zic așa, plus? 126. Plus 126. Câte, despre ce vom vorbi odată? Au mai rămas. Au mai rămas. Bine. Hai să formulăm noi, Ștefania. Erau... ce? 612 ce să spunem? În piață erau sau ce să zicem mai? La un magazin erau 612 dulciuri. Bun. Hai să zicem 612 napolitane. Da. Deci la un magazin, chiar formulăm acum. La un magazin erau 612 napolitane. Napolitane. În prima zi s-au vândut de 9 ori mai puțin. De 9 ori mai puțin de 9 ori mai puțin. Adică ce o să facem? Noi am și gândit. Împărțire. Împărțim pe 612 la 9 și o să vedem că s-a vândut în prima zi. În a doua zi, ce spune că... Hai să facem împărțirea pentru prima zi. De 619, 619. Dar trebuie să terminăm problema, să o compunem în totalitate, că da. O să mă îndrum. A doua zi, a doua zi, a doua zi, s-au vândut cu 126
napolitane mai mult decât în prima. A doua zi s-au vândut 126 napolitane mai mult decât în prima zi. Aflați câte napolitane au mai rămas în magazin. Din cele care? Din cele 612, da? Aflați câte napolitane au mai rămas în magazin după cele două zile când s-au vândut. În prima zi, a noua parte, când zici, când zici din nou ori mai puțin, parcă ar spune că s-au vândut a noua parte. În a doua zi, după ce am aflat a noua parte cât o fi la împărțire, mai adăugăm la valoarea aceea pe 126 și aflăm și a doua zi. Și în final le adunăm pe cele două zile și scădem din numărul total. Da. Deci vorbește tu, Ștefania. Deci ce o să facem? 612. Începem rezolvarea, nu? Da. Rezolvarea. 612. Împărțit la 9. La 9. Egal cu. Cum spunem aici? 61. Ca 9 în 61. 9 în 6 nu se poate, nu? 9 în 61. Ne gândim. 9 cât se fac aproape de 61? 9 ori 4, 3, 9 ori 5, 4, 5. 6 ori 9, 54. 6 ori, da? 6 ori 9, 54. Și 4 din 11 egal cu 7, nimic, și 2, 72. Și acum, 9 în 72, de 8 ori. 8 ori 9, 72. Deci, am aflat că în prima zi, s-au vândut câte? 68 napolitane, da? În a doua zi, se zice că 126 mai mult decât în prima zi. Adică 68 plus... Așa, 68 plus 126. Și face 68, 14. 1 și cu 2 face 3. Și cu 6, 9. Da? Și unul revine unul. Știi că dacă vrei să le așezi una sub alta, cum zicem, 126 adunat cu 68, da? Câte minute trebuie să se facă aici, la cameră? La cameră spuneam să se facă vreo 50 de minute. Acum cât s-au făcut? 47. Putem opri, ai dreptate, oprim și pe urmă o punem din nou.